Nicolae Ciucă și-a depus mandatul de premier desemnat. Astfel, criza politică din România s-a adâncit. În actualul context politic am încercat să aflăm punctul de vedere al liderilor PSD și PNL din județul Călăraș. Președintele PSD Vasile Iliuț a declarat că formațiunea politică pe care o conduce la nivel local nu își asumă un guvern minoritar, ci este gata să intre la guvernare cu o echipă de profesioniști pentru a trece cu bine criza pandemică, economică și politică. Dacă nu se întrunește o majoritate politică, următorul pas va fi demararea procedurii de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, a declarat Iliuță. Președintele PNL Călăraș, Ciprian Pandea, nu a putut fi contactat pentru a ne oferi un punct de vedere cu privire la actualul context politic. Domnule președinte, cum vedeți actualul context politic? Premierul Ciucă s-a retras. În ce situație ne aflăm? Ne aflăm în situația de a-și depune mandatul în Parlament. Motivația e destul de clară. Nu a putut să întrunească numărul de voturi pentru a trece guvernul prin Parlament. La momentul ăsta, Partidul Social Democrat, în urma Consiliului Politic Național, a spus clar, nu ne asumăm un guvern minoritar, ne asumăm pentru a intra la guvernare cu o echipă de profesioniști pentru a putea să ieșim din această situație. Criză pandemică, criză economică, criză politică. Vrem să intrăm la guvernare cu specialiștii Partidului Social Democrat și să putem să arătăm că putem să ieșim din aceste situații nemai întâlnite pentru România. Acest lucru voiam să vă întreb, ce semnale primiți de la București și dacă PSD este pregătit să intre la guvernare alături de PNL sau cum vedeți? PSD e pregătit să intre la guvernare, are specialiști care pot să gestioneze anumite ministere și să putem să redăm cetățenilor speranța că România este guvernată bine și e guvernată pentru cetățeni. La București au început discuțiile în acest sens? Nu au început. Așteptăm BECS-ul și Consiliul Politic Național al Partidului Național Liberal să hotărască dacă Partidul Social Democrat poate să facă o alianță cu Partidul Național Liberal, pentru că ei au o interdicție de a face alianțe viitoare cu Partidul Social Democrat. Dacă ridică această interdicție, cred că putem să fim partidul care să guvernăm împreună pentru următorii 3 ani. Există posibilitatea suspendării președintelui? Da. Dacă aceste majorități nu se fac stabile, următoarea etapă va fi suspendarea președintelui României, Klaus Iohannis.